Bine v-am regăsit, dragilor, bună dimineața, Doamne ajută, ultima ediție de Face Press înainte de sărbători. Ne mai revedem după sărbători, suntem în pregătirea sărbătorilor, începe să miroasă sărbătoare pentru cei care au nasul la ei, să spunem așa. Restul cu căruciorul umblă prin hipermarket după stomac, cam așa este treaba. Începem prima parte, așa cum v-am obișnuit, cu actualitatea zilei. Guvernul a fost lăsat puțin mască, dacă putem să spunem așa, de către reprezentanții Comisiei Europene. Vicepreședintele Comisiei Europene, când a auzit de reducerea la TVA, în mod public, a declarat că reducerea la TVA, la 9% la alimente, 20% în general, de la 1 iunie, de la 1 ianuarie, a spus că nu sunt măsurile pe care le-a recomandat României. La care domnul premier Ponta ce zice? Și ca să vă demonstrez că nu e păcăleală ce vă spun, avem un material video. Imediat după întâlnirea cu reprezentanții guvernului, vicepreședintele Comisiei Europene s-a declarat îngrijorat de modificarea codului fiscal și respectiv de reducerea TVA. Is having a substantial negative fiscal effect. This is also not in line with a general commission's advice. Surprinși de această declarație, au părut a fi atât premierul Ponta, cât și noul ministru de finanțe. În scurt timp a apărut și o reacție a premierului pe Facebook. Acesta a declarat: nimeni nu poate să ceară României să nu facă ceea ce fac alții de mult timp și ceea ce trebuia să nu schimbăm în mod stupid în 2010. Până una alta însă, magazinele mari se pregătesc să modifice în minus peste 50.000 de prețuri. Am făcut niște calcule, undeva la 12% se vor regăsi la raft. Totuși, unii producători spun că intenționează ca banii care le vor rămâne după reducerea TVA să-i investească în calitatea produselor. Dacă ieftinirea va putea fi vizibilă pe etichetele cu prețuri, investițiile în calitate sunt mai greu de verificat. Și este strict alegerea producătorului să-ți vândă aceiași cârnați cu 12% mai ieftin sau să pună banii în buzunar. Buticul din parterul blocului poate va spune: doamne, eu nu vreau să scad, vreau să măresc profitul. Dar piața îi va răspunde destul de agresiv la treaba asta. Aș cheltui mai puțin pentru mâncare și aș putea să-mi iau niște reviste. Pe 1 iunie ar trebui să primească daruri fiscale și copiii mai mari. Aceste două eclere cu vanilie, preferatele mele, costă în prezent 5,50 lei. În momentul reducerii TVA de la 24 la 9%, prețul ar trebui să scadă peste noapte la 4,80 lei. Dar ar mai fi o variantă, ca producătorul să aleagă o îmbunătățire a rețetei, adică să pună de pildă fulgi de fistic, de migdale și de fructe de pădure. Nimeni nu poate spune cât se vor simți efectele reducerii TVA. În cazul pâinii, minunea s-a întins pe câteva luni. Da. Avem mai multe probleme aici. Sunt mai multe planuri de discuții. Ne-ar lua mult timp, dar luăm minim două. Mai întâi, ce vă spuneam și ieri, că noi vrem multe. Îmi place curajul domnului Ponta, că nimeni nu poate spune României ce să facă. Da, 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 sigur. Da, domnul Ponta poate în mod intenționat, uite că România e băgată în niște acorduri, a semnat niște tratate, pe dincolo, Comisia Europeană, Uniunea Europeană, adică nu facem chiar așa de capul nostru ce vrem. Dovadă că domnii respectivi au venit și au zis: pristea, domnule, că n-ați convenit asta cu noi. Mie îmi place curajul ăsta al domnului Ponta, că noi ca haiduci, știi, omule, să nu vină altcineva să ne spună ce să facem noi în țara noastră. Problema e, noi mai avem țară în care să spunem ce, să facem ce vrem noi. Că asta pe care o avem acum, se pare că facem ce vor alții. Poate facem rost și de altă țară, domnul Ponta, zic eu. Adică e simplu, știi, bine, vrem să facem în țară ce vrem, da. Toată problema e să ne procurăm țară, că în rest văd că mușchi avem. Voință de asta, facem ce vrem noi. E bine, e foarte bine. Problema e că nu mai avem țară. Asta care avem, e terminată problema. Asta e una. A doua, problema asta cu nimeni nu știe dacă va scădea. Păi, îi spui ursului dacă îi place mierea, știi? Îl întrebi: băi, îți place mierea? Și el zice că nu. Te duci la afaceri și zici: vrei să crești un pic profitul? Na, eu sunt prea cinstit, domnule. Eu sunt cu minte, domnule. Eu nu fac de astea, domnule.
Sau cum e? Nu scădem TVA-ul, vorba doamnei din reportaj, mai punem un praf de nimic, fulgi de fistic, adică resturi de tocătură de când se curăță fisticul de coajă, știi? Că e și fistic decorticat în magazin. Și spune resturile că, știi, în industria alimentară începe să funcționeze teorema aia, nu mai știu a cui. Nu știu dacă Laplace, nu cred că Laplace, îmi scap acum numele, că nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă, de preferat în bani. Știi? Uitați-vă peste tot că resturi, industria alimentară nu prea mai are, transformă și resturile tot în ceva vandabil. Deci, întreb pe urs dacă vrea la miere. E, mulțumim. Eu v-am zis de ieri, scăderea asta a TVA e doar o imagine, sunt două mari probleme. Unu, chiar dacă scad prețurile la anumite alimente sau la toate alimentele sau scad la toate serviciile, cum se preconizează, vor crește în altă parte, pentru că trebuie compensată gaura de la buget. Și aia la altă, sigur, mi-a plăcut gluma. E o glumă frumoasă. Domnul Ponta îmi place că are voință, e foarte bine, mulțumim domnului Ponta, dar toată problema e să facem rost și de o țară în care să facem ce vrem. Că pe asta am băgat-o, am semnat-o, am scos-o la mezat, cum se spune, am rezolvat-o. Dar ca să fiu destul de clar înțeles, suntem în acorduri internaționale, suntem într-o economie globalizată și globalizantă, ce tot visăm că facem noi ce vrem cu țara asta. A, dacă facem rost de alta, poate. Mergem la doamna Laura Codruța Căveși și procurorul șef al DNA, care ieri a avut o campanie intensă pe presă, a ieșit, cum se spune, pe sticlă, în ziar și a tot explicat ce se întâmplă, domnule, cu acțiunile DNA. Foarte multe întrebări au fost adresate doamnei, a răspuns la toate, n-a rămas niciuna netratată. A început frumos doamna Căveși și spunând că numerele sau numărul de dosare este în creștere. Doar în primele 3 luni ale anului 2015 am înregistrat peste 1500 de dosare noi. Avem un stoc de aproape 7000 de dosare la care lucrează 86 de procurori. Începe să sune ca producția la hectare a lui Ceaușescu, știi? Câte dosare mai avem să producem dosare? Da. Bun. Tot ce se vede că face DNA se face cu 86 de procurori și 190 de polițiști. Nu e adevărat că suntem mii de oameni în DNA. Nu, dar dosarele sunt mii. Asta este clar. Apoi vorbește despre cătușele de la mâini. Cătușele au devenit o problemă odată cu filmarea persoanelor care ies din DNA. Cătușele n-au fost inventate în 2015, nu le-a inventat DNA. Încătușarea persoanelor nu este o activitate care ține de procuratură. Noi suntem procurori, nu noi decidem acest lucru. Încătușarea este stabilită prin regulamente și ordine ale ministrului de interne, ale șefului poliției române, sunt regulamente polițienești. Deci, sunt persoane care au fost filmate încătușate și la Înalta Curte și când intră sau ies în arestul poliției. Din păcate, toată lumea vorbește despre aceia care ies încătușați din DNA. Nu noi am făcut regulile, noi doar le aplicăm prin polițiștii care lucrează cu noi. Sunt reguli foarte clare, deci nu e vina DNA că se pun cătușele. Lasă de înțeles doamna Căveși. Mai vorbește doamna despre relația cu SRI, are relație foarte bună cu Serviciul Român de Informații, chiar dacă directorul SRI s-a schimbat. Mai departe vorbește despre denunți, că s-a tot speculat în presă că denunțătorii sunt din ce în ce mai mulți. Niciun dosar făcut de DNA nu se bazează doar pe denunțuri sau pe interceptări. Ca regulă nu există condamnări date pe un singur mijloc de probă și nu există o regină a probelor în procedura penală românească, nici măcar recunoașterea faptelor nu ți ajunge pentru a obține o condamnare sau pentru a trimite pe cineva în judecată, la fel și denunțurile.
în spațiu public se spune că vine un denunțător, face un denunț și gata, noi arestăm persoane. Noi nu arestăm persoane doar pe baza unui denunț. Avem foarte multe denunțuri care n-au finalitate și nu-ți permit să ajungi la o trimitere în judecată, că n-ai cum să dovedești fapta. Vorbește și despre rata de eșec a DNA. Rata de condamnări este de peste 90%, un procent apreciat chiar și în raportul Băncii Mondiale ca fiind foarte bun. Media europeană de condamnări este undeva pe la 75%, ceea ce arată că toate dosarele noastre sunt supuse unui control foarte riguros din partea instanțelor de judecată. Vorbește și despre dosarele tergiversate, despre foști procurori ajunși judecători, despre inspecția judiciară, despre câteva cazuri concrete. E foarte, foarte amplu interviu. A fost și la o emisiune televizată unde de asemenea s-a vorbit foarte mult. Sunt o grămadă de afirmații. Ne trebuie o zi întreagă ca să înțelegem. Ceea ce ne interesează este că DNA-ul, prin conducerea instituției, a ieșit la contraatac. Adică a ieșit să demonteze toate, să zicem așa, bârfele și zvonurile din spațiu public, pentru că asta este, trebuie să recunoaștem, presa are și o mare doză de bârfă, de zvon, adică în momentul în care auzi o știre cu se pare că e posibil să, și de astea nu e o știre confirmată, e așa, un zvon, e o idee. Da. Deci, doamna Covici a ieșit la contraatac, apără din toate puterile structura DNA. Ba, s-a mai luat și de fostul președinte Traian Băsescu, în care i-a dat niște replici foarte clare, spunând că, ceea ce v-am spus, treaba cu denunțurile, că niciun dosar nu se bazează pe denunțuri. Asta după ce domnul Traian Băsescu a avut niște replici acide. Declarația zilei, strânsă de Mediafax, este tot din partea doamnei Köveşi, care spune în felul următor, ca să arate duritate, fermitate, hotărâre, zice așa: dacă trebuie să arestăm 1000 de persoane, o să arestăm 1000 de persoane, câtă vreme acele persoane încalcă legea. Deci nimeni nu e mai presus de lege. Legea domnește în România. Asta este mesajul. De fapt, știți cum se traduce? Dacă ne uităm cu atenție printre paginile presei, vom vedea că, de fapt, este vorba despre ceea ce se numește statul de drept. Știți că România are mari probleme cu conceptul ăsta. Am fost băgați în rapoarte MCV, pe la Uniunea Europeană, comisiile internaționale ne-au tot monitorizat că nu funcționează statul de drept în România. Statul de drept înseamnă domnia legii, că nimeni nu e mai presus de lege. Și doamna Köveşi și asta vrea să întărească în fața unui presupus mai mare, că toată treaba asta se întâmplă așa, într-un ton de uitați ce corecți suntem noi. Toate campaniile astea și DNA-ul și ANAF-ul și toate treburile astea sunt așa, ca să arătăm cât de tare a devenit legea în România. Că asta e problema. În fond, tot ceea ce se întâmplă e că vrem să arătăm că funcționează statul de drept. Bine, e tot așa un fel de vopsi gardul înainte să vină președintele. Știi că la noi așa se întâmplă. Când vine cineva într-un loc important, care are niște nereguli, imediat se asfaltează, se vopsește, se pun flori, să fie totul frumos, ca și cum dintotdeauna ar fi fost așa. Dar în realitate nu e așa. Cam asta este senzația. Deci, mesajul, asta este foarte clar, mesajul. 1000 de persoane au încălcat legea, 1000 de persoane să fie arestate. Nimeni nu e mai presus de lege. Asta este foarte clar. În timpul ăsta, trecând de la latura administrativ-politică, trecem la latura administrativ-economică, veștile sunt sumbre, sau viitorul sună sumbru, ca să spun așa. De ce? Pentru că, domnule, hai să ne înțelegem. Capitalismul a ajuns la capăt. Capitalismul a fost o filozofie economică prin care s-a permis unor lacomi să facă foarte mulți bani în detrimentul celor mulți. Da? Și acum s-a ajuns la capăt. E o polarizare extremă între averi și săraci, între resurse deținute
și mase de sclavi, că asta sunt mulți, și atunci, care este viitorul? Păi viitorul nu poate fi decât sumbru. Noi, cumva, dacă stai să te gândești așa, cum era pe prispa casei, noaptea, în răcoarea nopții, știi, vara, stăteai la țară, pe prispa casei și te gândeai. Și analizai și ajungeai la aceeași concluzie. Nu trebuie să vină experții să ne spună ceea ce deja știm. Că dacă eu iau toți banii de pe o masă, băi, l-alți rămân fără niciun ban, adică e foarte clar. FMI, care e o organizație americană, în primul rând, asta trebuie subliniem. Verdict sumbru pentru economia globală. Economia globală va intra într-o nouă perioadă de recesiune, stă în pragul unei noi perioade de recesiune, indicatorii de îndatorare sunt la un nivel foarte ridicat, autoritățile sunt lipsite de soluții. Păi și soluții, că autoritățile sunt foarte strânse cu lumea economică. Încrengătura dintre economic și politic e atât de mare încât am ajuns aproape în plutocrație. Nu mai suntem în democrație. Eu asta senzația o am sincer. Că nu mai trăim în democrație. Aici este gradul de îndatorare. Vedeți cum crește. Oho. Așa. Păi da, dar banii ăștia se duc undeva cu care te îndatorezi. Deci, studiile experților arată că la nivel global s-a înregistrat o reducere persistentă a indicatorilor de creștere economică încă din perioada crizei economice și nu se observă semne de revenire la normal, ceea ce reprezintă o diferență majoră în tiparele istorice. Suntem sub amenințarea unei noi crize, n-avem vlagă economică, indicatorii sunt nerealiști, adică se mai umblă și pe hârtii, cum era și pe vremea lui Ceaușescu, să raportăm producția la hectar. Cât tovarăși? Peste 5.000 la hectar, tovarășe, nu știu ce, prim secretar, general, ce era acolo. În realitate nu erau chiar 5.000, dar din pix, așa, pentru gloria partidului și slava țărișoarei, să mai băgau niște zerouri acolo. Așa se întâmplă și în vremea de azi. Să mai facă indicatori economici din pix ca să arate bine pe hârtie. Adică se cheamă mai pe românește asta să cosmetizăm situația. Să nu pară atât de tragic. Să nu îndurerăm lumea. Soluția este exact ceea ce anticipam mai devreme. Experții sunt foarte clari. Deblocați capitalul. Este a nu știu câta oară când se spune la nivel foarte înalt global. Ăsta este un mesaj transmis către cei ce dețin capitalul, către capitaliști, căci capitalismul a creat capitaliști și ăștia dețin capital, adică stau pe sacii de bani. A zis-o și Nuriel Rubini, dacă vă faceți aminte, cam anul trecut. Și a zis, capitaliștii stau pe saci cu bani și nu dau drumul la bani, adică îi țin pentru ei. De ce? Pentru că ei au făcut banii aia din lăcomie, nu din jertfelnicie. N-a făcut banul să-l dea, a făcut să-l ia. Și acum îl ține. Și doresc banii mei, munciți cinstit, în afaceri corecte, legale. Sunt banii mei, de ce să dau drumul? Am tot luat, până n-a mai rămas nimic de luat. Bine, problema e că la un moment dat o să se termine capitalismul. Și ce urmează? Păi bine, am spus experții, după plutocrație, că noi de fapt în asta trăim, sincer vă spun, deși poate unora nu le place, căutați plutocrație și vedeți ce înseamnă, ca să nu ne chinim să explicăm prea mult. Dar e foarte simplu, cei bogați conduc, adică să ne înțelegem. După plutocrație urmează aristocrația. Ne întoarcem de unde am plecat acum multe, multe secole. În timp așa se va întâmpla. Deci, bine, mai sunt și analiști care probabil de partea celor care sunt capitaliști, vin și contrabalansează. Sunt, domnule, studiile dumneavoastră nu sunt corecte, aveți o teorie greșită. Și începem un război de astea al teoriilor, chipurile între specialiști. Adică ne întrebăm, domnule, suntem săraci sau nu suntem săraci? Suntem în criză sau nu suntem în criză? Știi că ăsta e paradoxul. Vine și spune, nu suntem, domnule, în criză. Dar când te uiți în buzunar, e plin de criză. Uite așa e doldora buzunarul de criză. Când vin facturile, mai ales, simți, cel puțin pe pielea românașului, simți cum teoria economică dispare subit, asta cu binele capitalist. Binele la capitalist, la cine are capitalul? Da? Capitalul de Marx. Deja intrăm la filozofie, așa că rămânem la emisiune de revista presei.
Problema continuă, să știți, pentru că deblocarea capitalului e numai o parte a problemei. A doua parte a problemei este după ce s-au creat niște magnați economici cu niște piețe foarte întinse. Da? Postul să te pui cu ei vine și se spune, domnule, dați drumul la micile întreprinderi, la micile afaceri. Păi ce să mai fac, domnule, mica afacere când toată piața e sugrumată? Adică toată piața e luată de marii capitaliști. Da? Uite aici dilemă, tinerii întreprinzători. Tinerii întreprinzători, în septembrie 2014, în România erau activate puțin peste 100.000 de companii noi, excluzându-le pe cele agricole. Asta e vestea bună, ar zice statisticienii. Vestea proastă este că majoritatea sunt în clasa de mărime zero salariați, au sediul la locuința fondatorului și se confruntă cu foarte multe dificultăți. Este vorba de lipsă de resurse, fără clienți sau plată cu întârziere de către clienți, acces limitat la credite, concurență majoră sau concurență mare, clienți cu fonduri reduse. Adică n-au piață pe românește. Păi da, pentru că după ce sute de ani a funcționat capitalismul pe fața pământului și s-au creat niște piețe și s-au creat niște structuri de monopol chiar, să vii tu acum să începi pe mică afacere, să fii tu micul capitalist. Ce să faci? Doar să iei aurul de la Roșia Montană, dar și acolo e bătaie, că ați văzut că se cam termină și aurul. Ce să te apuci tu să faci? Sau ești un tânăr întreprinzător, vrei credit și banca începe cu 100.000 de condiții, știi? Vrea de aia, vrea de aia, vrea de aia. Ce să faci ca să reușești să acoperi și datoriile către bancă, să ai și tu profitul tău, cum s-ar zice, să trăiești, să mai pui și deoparte? Cum e? Adică capitalismul a ajuns la limite, vă spuneam. Asta este problema, că s-au creat niște structuri supraputernice, suprastatale. Păi pune-te astăzi cu unul din cu una din companiile astea transnaționale, corporații numite. Poți să te pui cu ea? Păi te cumpără minte naș. Vezi cum se vând afaceri, mici firme de cablu de televiziune, când suntem la televiziune, mici firme de produs nu știu ce, sunt cumpărate la bucată pe de-a întregul, pentru că patronii care intră în această presiune a crizei, că și criza nu degeaba a fost indusă, să știți, când patronul, micul patron, intră într-o presiune a crizei, el are ca soluție probabil optimă să vând afacerea. Doamne, mai bine o vând, iau niște bani frumușei pe ea și îmi văd de treaba mea. Ce să mai îmi bat capul, să plătesc taxe, să țin angajați, să vând, să fac producții. Lasă-i pe ăștia, sunt mari, sunt puternici și el aproape că e gata pregătit. Cum s-ar zice, criza l-a frăgezit ca să fie cumpărat. Și vine marele corporatist și zice, bună ziua, bună ziua, ce aveți dumneavoastră aici? Producem gogoși. Și noi producem gogoși, suntem interesați de firma dumneavoastră, n-ați vrea să ne o vindeți, vă oferim un preț bun. Și săracul patron mic care e albit de griji și de nevoi zice, da, nene, ia-o, că de-abia aștept să scap de ea. M-am săturat. Bine, mai sunt și cazuri în care în anumite afaceri se leagă mici alianțe, adică auzi că o mică firmă devine partea unui consorțiu mai mare. Asta așa e de început, pentru că mai încolo firma intră în consorțiu și se aglutinează, adică dispare cu totul, o înghite cu totul, pur și simplu. Dar la început poate e patronul, mai domnule, am muncit la firma asta, mi-am pus viața, mi-am pus banii, vreau și eu să fiu alături de voi, ăștia puternici. Și ei au un joc foarte maleabil al interesului. Da, domnule, vă poftim alături de noi, vă dăm un procent acolo și pe aia încet, încet procentul ăla scade, firma se aglutinează și pe câțiva ani îți spune, da, domnule, dar de când ați venit, știi, noi n-am mai făcut nimic cu dumneavoastră. Ne pare rău, nu mai putem continua așa. Deci, ori te absorbe, ori te cumpără, cumva se întâmplă. Uitați-vă pe fața planetei la megacorporații. Dacă nu vă e clar, uitați-vă în rafturi la magazine și vedeți ce produse aveți. Că aceleași produse le găsim
pe toată planeta, dacă stăm puțin să ne gândim. Cel puțin în România, dintr-un colț în altul, găsește aceeași pastă de dinți, aceeași mâncare, aceleași firme care produc băuturi, aceleași firme care sunt întinse, gata. Noi încercăm și noi să supraviețuim, că din fericire avem o țară totuși bogată, dar asta e tactica. Încet, încet te aglutinează. Stați liniștiți că vorba aia, capitalismul lucrează pentru tine. Da, fix pentru tine. Încheiem cu un subiect de politică externă, că politica externă de fapt este relația noastră cu alte state. Rusia iarăși s-a trezit amenințând sau avertizând România. Rusia a condamnat suplimentarea forțelor NATO în România. Alexander Lukashevich, purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, consideră că Bucureștiul sacrifică stabilitatea regională de dragul strategilor NATO din alte părți ale lumii. La ora actuală, planurile NATO de mobilizare a forțelor militare în România sunt considerate de către ruși inadecvate și conflictuale. Adică cum ar veni, domnule, vă cam băgați în conflict. Asta e un fel de avertizare, vă dați seama, da? Despre asta vorbim. Practic este vorba de o transformare etapizată a acestei țări, România, că de noi e vorba, într-un pivot de susținere pentru NATO și Statele Unite aproape de frontierele Rusiei. A descris cel mai bine globalizarea rusă, dar noi o știm deja. Noi am comentat în mod repetat măsurile luate de state membre NATO, observând atitudinea conflictuală și evidențiind caracterul inadecvat și redundant, atât din punct de vedere militar cât și financiar. Există tendința de a concluziona că actualele autorități din România, de dragul creșterii importanței în ochii strategilor din alte părți ale lumii, sunt dispuse să sacrifice menținerea stabilității în regiunea Mării Negre pentru rațiuni tactice. A spus, ăsta e război diplomatic la nivel înalt, adică rusul a plusat, știi? NATO nu s-a lăsat nici mai prejos. Alianța Nord-Atlantică a respins acuzațiile NATO și a dat asigurări că România este partener de încredere care va fi apărat de NATO. Pentru că, vedeți, rusul cumva lasă de înțeles că noi ne-am slugărnicit la NATO și că la o adică strategii ne pot abandona foarte repede, așa cum ne-au luat în brațe. Și, bineînțeles, NATO a zis că România e partener de încredere și NATO își apără toți aliații de orice amenințare. Știți cum se poate sfârși treaba asta? Că parcă suntem în curtea unor copii care se ceartă. Eu aș vrea ca Rusia să intre în NATO. De ce nu intră NATO în Rusia? Sau NATO să intre în Rusia sau Rusia NATO? Nu știu, unul din doi. De ce nu poate fi această armonie tot între niște oameni până la urmă? Ce anume separă lumea în blocuri mari? Economia, capitalism, puterea economică. Rușii sunt o putere, americanii vor să fie și ei o putere, s-au creat două blocuri de putere, mai vin și chinezii. De ce nu poate fi o armonie? De ce nu poate fi o bună înțelegere? De ce trebuie să ne apărăm unii de alții? Hai că răspunsul știți. Până la aflați, vă lăsăm o scurtă pauză și revenim în partea a doua și cu lucruri mai de suflet, așa cum ne-am obișnuit în această emisiune. Pauză, vă rog. Am revenit la Face Press, discutăm puțin și despre cele sufletești. Ne pregătim de marea sărbătoare a Învierii, un editorial foarte interesant pe doxologia.ro intitulat Faceți loc și Domnului Iisus Hristos de ziua Învierii sale. Da, așa este. E foarte interesant. Este un concept care pătrunde din ce în ce mai mult în spațiu public și anume că începem să avem sărbători fără de sărbătorit. Adică noi considerăm că sărbătorile sunt numai pentru noi. Noi suntem. Nu. Hristos este în centrul sărbătorii. E învierea Lui. Știi? Ca și zilele onomastice. Se sărbează un sfânt și credem că noi suntem sărbătoriții. Nu. Se sărbează sfântul al cărui nume noi îl purtăm și ar trebui să ne gândim puțin la treaba aceasta. Bun. În săptămâna patimilor, dureros ca o încrâncenare, calea noastră devine o intersecție nesemaforizată pe culoarele hipermarketurilor. Mântuitorul tace în această săptămână în fața puterii vremelnice, știe că ideologia sufocă dragostea și nu vor înțelege nimic din jertfă. Cum să înțeleagă domnii lumii acesteia că se frânge și pentru ei
ei, care aparent au lumea la picioare. Hristos este lovit, umilit, prietenii îl părăsesc, prin inima preacuratei trece sabia profețită de dreptul Simeon. Noi ne gândim însă ce vom bea, ce vom mânca la masa de Paști. Asta este esența editorialului, cam lung, după gustul meu, dar foarte bine plasat, pentru că are dreptate. Lumea contemporană are chipul toxic al exceselor, asemănarea instinctelor prădătoare și suflarea istovită a zădărnicirii. Cât adevăr în câteva cuvinte. De sfintele sărbători, Hristos nu mai are loc în sărbătoarea sa. Avem dezlegare la mâncare, trimitem mesaje sterile, tranzacționăm funcție de obligații și ierarhii, cadouri la cei care sunt înrudiți cu diverse nume, ne îmbulzim la poarta bisericilor, dar nu înțelegem mai nimic din atmosfera spiritualității ortodoxe. La biserici bat clopotele, uneori noi bătem covoarele, asta e foarte dureroasă, știi? Așa, începem curățenia în casă, umflăm doagele piscinelor, apoi alegăm dopați către moluri. Mântuitorul tace în această săptămână și noi ne gândim ce bem, ce mâncăm la masa de Paști. Suntem invitați la ospățul cel duhovnicesc, la mielul pascal și noi ne gândim la mielul din farfurie. Asta este tragedia. L-am scos pe Hristos din sărbătoarea sa. Cam la fel se întâmplă și la Crăciun. De fapt, este un articol care vine și pune accentul pe un lucru foarte dureros, și anume materializarea sărbătorii, secularizarea sărbătorii, tragerea sărbătorii spre lumesc, spre egocentrism. Nu, nu, lăsați-l și pe Hristos să fie în sărbătoarea sa. Nu luați Sfânta Lumină în ideea în care o furați. Așa pare, că mergem, luăm Sfânta Lumină, de fapt o furăm și mergem cu ea acasă la noi, facem noi ce vrem. Nu, nu, nu. Dumnezeu nu funcționează după regula facem noi ce vrea El. Face El ce vrem noi. Facem noi ce vrea El de regulă, dar, mă rog, unii își mai pun întrebarea și dacă Dumnezeu ne bate atât de tare dacă greșim prea mult. Știi că uneori e mai așa câte o străfulgerare de conștiință, și anume că da, chiar ne bate Dumnezeu, chiar ne pedepsește dacă greșim. Răspunsul este implacabil, da, dar nu El bate, ci noi înșine ne batem prin greșelile pe care le facem. Pe adevărul, explicația ale unui preot din Constanța, părintele Florin Ioniță, care explică cum e cu frica, cu bătaia și cu pedeapsa lui Dumnezeu. În realitate, acestea sunt numai efecte ale păcatelor noastre. Păcatul din noi ne duce la prăbușire. Dumnezeu nu are ceva cu noi, deși în Vechiul Testament pare că e un Dumnezeu dur. Dumnezeu Vechiului Testament poate să pară ca fiind unul aspru, separat de lume și intangibil, spune părintele Ioniță, și căreia trebuie să te supui de frica pedepsei. Tocmai de aceea teologia afirmă că Vechiul Testament este ca un pedagog către Hristos și se desăvârșește și își găsește împlinirea în Noul Testament. Pentru că până la Hristos mântuirea omului nu era cu putință. Adică omul își închisese raiul și singura soluție de a-l mai salva era să-l ameninți cu pedeapsa. Dar amenințarea asta cu pedeapsa era de fapt un fel de avertisment a ceea ce i s-ar fi întâmplat dacă va continua să greșească. E ca și cum i-a spune eu colegului de la cameră, dacă bași degetele în priza aia, o să fie pedeapsă pentru tine. Păi pedeapsa e că te zgâție priza, adică e consecința acțiunii tale. Dumnezeu a făcut și curentul de la priză, te-a făcut și pe tine. Sunt niște reguli foarte clare. Curentul electrocutează dacă nu ești atent cu el, da? Cam așa funcționează și pedeapsa lui Dumnezeu. De aceea, prin Hristos, în Noul Testament, se pune accentul către chemarea drăgăstoasă, către îndreptare, către pocăință. Asta ne salvează, de fapt, îndreptarea. Dacă vom rămâne în greșeli, vom tot vedea pedepsele lui Dumnezeu. De fapt, nu sunt pedepse în sensul că Dumnezeu ne vrea răul, că și spune Vechiul Testament că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă, să se îndrepte, adică și să fie viu, adică să trăiască. Dar dacă păcătosul se îmbată, se suie la volan și gonește pe șosea cu 180 la oră, să nu zică după aia că l-a bătut Dumnezeu când a intrat în stâlp. Nu. Că stâlpul e legea implacabilă a fizicii.
acțiune și reacțiune. Te întâlnești cu stâlpul și acolo e o mecanică a legilor. Pur și simplu. Pedeapsa lui Dumnezeu este, de fapt, efectul legilor firești pe care El le-a pus în creația sa și pe care noi vrem cu încăpățânare să nu le respectăm. Despre asta este vorba. Mă rog, alții au și tradiții mai frumoase de Paști. Multe gospodine se pregătesc chiar astăzi, în Sfânta și Marea Zi de Joi, când suntem chemați să vedem diseară la Denia de vineri. Joi seara are loc slujba pentru vineri. Să vedem Mântuitoarele Patim. În Joia Mare ne aducem aminte de cina cea de taină, de spălarea picioarelor ucenicilor și așa mai departe. Ei bine, gospodinile, unele din tradiție, se pregătesc Joia Mare să vopsească ouăle. Presa iese în întâmpinare cu o avertizare, mare atenție la ce vopsea, ce vopseluri cumpărați, ce vopsea folosiți, pentru că și aici spiritul comercial și-a făcut intrarea cu brio, falsificând produse, înșelând sau pur și simplu încercând să facă un profit în mod necinstit, dar altfel zis comercial. Avem un material video despre eurile din vopselurile de ouă. A mers cu câteva plicuri de vopsea din comerț direct la specialiști. Veștile nu sunt deloc bune. Ăsta e colorant textil. E aceeași rețetă, s-a menținut marca, brandul, pentru a atrage consumatorul. Aproape că nu există produs de vopsit ouăle fără substanțe chimice. Cel mai frecvent și periculos este E122 sau azorubina, care declanșează astmul și hiperactivitatea la copii. Este interzisă în țări precum Japonia, Suedia, SUA, Austria. Apar pe etichete și E127 și E223. Este la fel de importantă și selectarea ouălor potrivite. Ouăle provenite de la găinile crescute în hale industriale și în baterii au coaja friabilă și există riscul ca acești coloranți, conservanți să penetreze coaja oului, să ajungă în ou și oul să devină toxic. Deci recomandăm aruncarea acelor ouă care au fost contaminate cu vopsea. Cu o zi înainte de Joia Mare, gospodinele nu-și mai fac timp să citească pe îndelete ambalajul. Cu tot felul de cristale, de sidefuri și de arțipilduri, comercianții încearcă să ne convingă că vopsitul ouălor de Paști este o joacă de copii. Prea puțin se uită cu atenție însă la etichetă. N-am ținut contul dacă e toxic. L-am luat că știu că mi-a ieșit și anul trecut ouăle, mi-a ieșit roșii. Am încercat cu cerneală tipografică și este foarte toxic. Și aia se vinde pe piață cu puțină grijă și cu puțină atenție și îndemnare de gospodină și ies. Cei mai mulți uită de metodele tradiționale ale încondeierii ouălor cu sfeclă roșie sau cu coș de ceapă roșie, care nu dau greș niciodată. În realitate roșu e culoarea tradițională. Eu am o mare problemă cu ouăle disco. Știi? Uite, ăsta ar fi un coș frumos, tradițional. Dacă vezi ouă galbene, albastre, verzi, ouă disco, frate, suntem la... Acum ai văzut din dorința de a... Că există tendința asta de a, cum să spun, chiciui viața. Acum sunt ouă cu ațipilduri, să pui pe ele tot felul de trăznăi. Spunea doamna, hai să facem ouă disco, nene, cu lasere, cu minuni, facem din nou ce n-ar trebui să fie, îți dai seama. Unde duce comerțul? Păi da, comerțul sapă, eu v-am mai zis în emisiunea asta. Și poate o să vă mai zic, vedem după Paști ce facem, că v-am zis, am niște dubii cu emisiunea asta. Comerțul sapă tare de tot, tare de tot în morala umană. Sapă rău de tot, dar nu mulți sunt în stare să vadă treaba asta, noi să atragem atenția, pentru că dincolo de ilegalitățile și imoralitățile care se fac în comerț, există această tendință de a transforma sărbătoarea în chici. Ouă disco? Și mai am o problemă și cu iepurele. Băi, de unde a venit iepurele ăsta, frate? Iepurașul cel viril bate talpa lângă ouă. Care-i treaba cu iepurele ăsta? Nu cumva și sexualitatea își bagă nasul în sărbătoarea noastră? Ci caută simbolul virilității? Care e legătura între viață și iepure? Ouă, am înțeles, e simbolul vieții. Dar simbolul iepurile e virilitatea, că ăsta este iepurile. Simbolul păgân al virilității, iepurile. Ce caută iepurile, domnule, lângă ouă acolo?
Face iepurile ouă, că n-am înțeles. Copiii așa s-ar putea să întrebe. Ia uite, mami, iepurașul face ouă. Nu face, domnule, niciun ou. Iepurile se înmulțește. Ce caută iepurile în peisajul ăsta? N-am înțeles. Și cu urechile alea lungi ale lui înstârnește idei și mai mari. Dar mă opresc aici. Numai am tras un semnal de alarmă. Că nu prea e normal ce se întâmplă. La fel de anormal este când mâncăm chipsuri și floricele. Unii cred că își pot păcăli foamea mâncând chipsuri și floricele. E bine, nu e o idee prea sănătoasă, ne spun specialiștii. Chipsurile și floricelele de porumb nu sunt alimente propice pentru consumul, pentru consumul organismului uman. Foarte mulți pacienți care se confruntă cu obezitatea au o curiozitate greu de înțeles la prima vedere. Atunci când sunt întrebați ce este mâncarea, ei spun tot ce poate fi consumat cu tacâmuri. Deci cam asta ar fi mâncarea, ce poate fi consumat cu tacâmuri. În rest, n-ar fi mâncare. Mai multe detalii în materialul video următor. Foame. Îmi iau ceva comestibil de ronțăit și rezolv problema. Mai gândiți-vă. Sunt nevoit de multe ori să definesc asta pacienților mei, ce denumim mâncare, de fapt. Cred că mâncare este tot ceea ce poate fi consumat cu tacâmuri. Ce nu poate fi consumat cu tacâmuri nu este mâncare. Nu trebuie mâncat. Veți zice poate că un fruct poate fi ușor consumat fără tacâmuri, în fugă, pe stradă. Greșit! Un fruct oferă nutrienți de calitate înaltă. Ia timp să-l folosiți. Așadar, stați la masă, tăiați-l tacticos în felii și consumați-l în liniște. Furculița și cuțitul obligă la diversitate alimentară, exact ce lipsește din farfuria celor mai mulți supraponderali. Facem astfel diferența între un fruct și o salată de fructe. Fructele se pot mânca foarte bine. Elegant, cu o salată de fructe. În tacâmuri intră și vesela. Chipsurile nu se pot mânca cu tacâmuri. Pufuleții, floricelele, semințele nu sunt prin urmare mâncare. Niciun medic care tratează pacienți supraponderali nu va interzice cartoful, dar consumați-l copt sau fiert, încet, cu furculița și cuțitul. Un cartof copt de 100 de grame are doar 80 de kilocalorii. Într-o pungă de chipsuri se găsesc 100 de grame de produs. Cantitatea, mică așa cum e, conține 500 de kilocalorii, adică echivalentul unui prânz întreg format din două feluri de mâncare. În plus, iată ce vă fac alimentele supranumite culturale. Dacă mâncăm chipsuri, chipsurile fură apă din intestin, corpul dacă nu are apă și apare acest sindrom de deshidratare, în primul rând nu mai poate produce atât ferment digestiv, deci digestia nu e bună, deci energia pe care noi ar trebui să o preluăm din alimente este deficitară. Întregul sistem metabolic al organismului suferă, nu? Avertismentul vine de la un medic care tratează boli grave provocate de obezitate. Greșim undeva. E altă mâncare. De acord, dar în mediul rural din țara noastră, obezitatea este prezentă. Nu putem pune totul numai pe seama a ceea ce mâncăm. Cred că trebuie să punem și pe seama cum mâncăm. Înainte de cele trei mese principale, așezați-vă la masă cu tacâmuri în față. Mâncați încet. Pentru un adult, între cele trei mese principale, e recomandată doar apa. Pentru copii și adolescenți sunt indicate și două gustări, alcătuite din felii de fructe proaspete. Da, teoria cu e mâncare, ce se poate mânca cu tacâmul, e puțin așa, comercială, că eu pot să mănânc floricele cu lingura... Oh, încă și chiar și chipsurile. Le fărâmițezi bine și le mestec cu lingura. De ce fructul poți să-l tai și să-l transform în salată și chipsurile n-am voie să le fărâm? A, teoria cu e mâncare numai ce poate fi consumat cu tacâmuri e puțin. Păi și carnea se consumă cu tacâmuri și cât de toxică poate fi atunci când o iei în cantități. Asta nu e chiar așa problemă. În rest, da, are dreptate. Chipsurile pun mari probleme de hidratare, de metabolism. Floricelele, câtă vreme sunt prăjeli, nu e ok, mai ales când le faci la microunde și au o grămadă de arome și aditive alimentare, adică sunt impregnate tot cu chimicale. Și nu poate ține loc de masă, asta e ideea. Nu poate ține loc de masă. Ultimul minut din emisiune îl dedicăm unei declarații de la NASA care visează, da, eu v-am zis, asta la un moment dat chiar se va întâmpla. NASA zice că în următorii 20-30 de ani vom descoperi viață extraterestră, nu ne gândim la omuleții verzi, nu, NASA zice că e vorba de ceva bacterii prin univers,
Eu vă zic, va trebui să descoperim și omuleți verzi. Uitați-vă bine la mine ce vă spun. Trebuie neapărat să existe, ca înșelătoria să fie completă. Dar despre asta, sigur, putem vorbi și în alte situații. E nevoie să vină omuleții verzi. Aproape că ne închinăm la ei. Nu știu dacă ați sesizat. Noi am făcut din viața extraterestră un idol, chiar dacă până acum nu e descoperită. Dar atât atât visăm în mintea noastră că ar exista atâtea calcule și probabilități, dar, domnule, pot să și zbor. Mamă, ce frumos e să zbor, dar tehnic nu zbor, știi? Asta e problema. Deci, vă spun eu, ei vor veni cu siguranță că noi suntem gata să ne închinăm la ei. Atât, din păcate, din emisiune. Cu drag vă aștept după sărbători, să aveți sărbători binecuvântate, să ne revedem cu drag. Mare grijă de sărbători, ce faceți și Doamne ajută! Toate cele bune!